Bună ziua, dragi prieteni, îmi pare că -s direct. Așa e, Andrei? Am intrat, da? Ei, foarte bine. Ieri am glumit, pentru că noi așa a fost 1 aprilie și dat fiind faptul că vrem să facem o emisiune din ce în ce mai nostimă, o să glumim și astăzi, pentru că e 2 aprilie. Și probabil o să glumim și mâine, pentru că e 3 aprilie, de fapt, mâine, da, și mâine. Azi e miercuri sau e joi? Azi e miercuri. Azi e miercuri, Andrei, da? Da, ok. Să vă uitați în seara asta la Marius Munteanu Ghiur, la emisiune, că sunt doi invitați și se vorbește despre Gala Star. Care Gala Star începe vineri? Începe 4 aprilie, ține până pe 8, evenimentul cultural al anului în Bacău și nu numai în Bacău, pentru că, la fel ca de câteva ediții încoace, Gala Star este și festival internațional și veți vedea și piese, super piese de one-man show, one-woman show în concurs. Și apoi, pardon, recitalul extraordinar, iar anul ăsta este, apar pe lângă Maya Morgenstern, Florin Piersic Junior și un invitat special de la Hollywood, și anume actorul Nick Mancuso, italian, de origine italiană, canadian și mutat în Statele Unite și care a prestat toată viața lui pe la Hollywood. Așa că weekendul o să fie plin în Bacău și vă invit cu toții să ne întâlnim, să ne vedem, să ne salutăm, să ne înjurăm, dar pe muțește la teatru. Ok. Și acum să trecem să vă explicăm așa cam ce fain de aleși locali și județeni avem, în super capacități, toți unul și unul, în afară de câteva personaje care sunt excepții, restul sunt praf și pulbere. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, vă anunț că poate nu știați. Ședințele de Consiliu Local și Consiliu Județean sunt publice, adică telea oricare dintre dumneavoastră, dintre cetățenii Bacăului, dacă vreți să vedeți cu ce se ocupă băieții ăștia și fetițele pe care dumneavoastră și eu i-am ales și am pus acolo, puteți să mergeți. Nu aveți voie să luați cuvântul, dar puteți să mergeți și să vedeți cu ochișorii voștri. De asta s-a văzut și amicul Popescu, care a băgat un mic îndrumar de comportament pentru consilierii locali și județeni liberali. O să citesc, trebuie să mă și cenzurez, pentru că, la fel ca și mine, Popescu folosește un limbaj mai contondent, ca să fim finuți, contondent. E bine, și că ipoteza 1, să zicem că ai de-a face după fiecare ședință de Consiliu Local cu întrebări incomode de cultură recentă ca pe registrările de mai jos. Reporter nu te întreabă lungimea ecuatorului și nici valoarea lui N, ci despre taxe sau alocări bugetare. Ce faci în situația asta? Cum te scoți? În mod normal și logic, te-ai scoate în sensul că, băi, eu știu, frate, ce am votat, că ăsta e proiectul de hotărâre frumos, eu chiar știu ce am votat, că de-aia sunt acolo, nu? Consilier local sau consilier județean. Aiurea. Repet, în afară de vot, 2-3, 2-3 excepții, restul sunt acolo doar pe post de ridicător de mâini, pentru că nu se pricep la absolut nimic. Și atunci când sunt întrebați, iau un mare noroc consilierii locali și județeni, că presa din Bacău e praf și pulbere, între noi fie vorba. Praf și pulbere. Pentru că dacă ar fi niște... mai așa, ar fi foarte deranjați oamenii la Consiliul Local și Consiliul Județean. Atunci când ieși din ședință și întreabă, bă, care și cum și de ce. E bine, răspunsul nu e chiar așa simplu, spune Popescu, trebuie o leacă de gândire și pregătire. Mai întâi ignoră complet ceea ce știi tu despre televiziunile de șantaj, nu e treaba ta, că ești... Nu poți să pronunți cuvântul pentru că n-ai cotizat sau pentru că cineva plătește atacurile. Acum nu avem dovezi să spunem, că nici nu dăm numele televiziunii, nu avem dovezi să spunem treaba asta. Eu cel puțin n-am, poate are Popescu. Serios, la urma urmei, în fața ta e o ziaristă cu un microfon legal, iar întrebările, deși stupide, uneori sunt legitime. Tu ești ales local, politician obligat să răspunzi prompt, amabil și cu zâmbetul pe buze. În spatele tutei cu microfon se află publicul, alegătorii lor trebuie de fapt să te adresezi. Bine, acum nu sunt de acord cu faptul că Popescu face pe domnișoara de la televiziunea respectivă tută. Că nu, nu avem de unde să știm asta. Da, tuți de fapt sunt cei din Consiliul Local și Consiliul Județean. Pentru că nu contează cine te întreabă și cum te întreabă, important e ca tu să răspunzi. Iar dacă ești și bine pregătit, poți să-i dai și peste naziaristului în caz că ești bine pregătit. Și acum am o întrebare. Ce dracu s-aude? Andrei își curăță tastatura, mi se pare normal.
Și se aude în studio când bate. Dar de ce se aude în studio când bați cu de la? O fi din... Bă? E bine antifonat, ok. Bine, bine. A, nu, că eram foarte curios, că mai avem o firmă dintre asta cu produse de bei verde și după care te duci să te cufurești subțire și ești super sănătos alături și ăștia mai fac ședințe și aplaudă și se bucură pentru că se cufurești sănătos. Înainte însă de momentul întrebărilor de hinghereală, trebuie să te pregătești activ și temeinic, doar n-ai ajuns pe listă ca să dormi 4 ani la putere. Nu! N-ai ajuns pe listă să... Niciunul dintre ăștia n-au ajuns pe listă ca să adormă 4 ani la putere. Pentru că, ghiciți ce? Mulți dintre ei nu se pricep nici măcar să fure ca să-l citez pe Vanghelie. Adică să nu credeți că un consilier local sau consilier județean e acolo ca să facă avere. Pentru că nu va face avere. Sunt foarte puțini care au făcut avere, de fapt, din business-ul privat și care au ajuns în consiliul local gata bogăței. Sau sunt unii care au ajuns în Consiliul Local sau Consiliul Județean doar ca să mai facă un pic de trafic de influență sau eventual să bage niște chestiuni pe ordinea de zi care ajută direct pe ei și pe familiile lor sau pe ei și pe afacerea lor și atunci când e vorba de votat în plen, se abțin. Da? Pentru că ești obligat să te abții, pentru că altfel te afla în conflict de interese. Dacă mai interesează pe cineva și conflictul de interese, deși în ultima vreme DNA-ul a început așa în sudul țării și văd că tot urcă ușurel, ușurel spre nord. Adică și spre noi, inclusiv. Și atunci vor apărea mari surprize. Sunt ferm, ferm convins de treaba asta. Așa. Dar tu ca și consilier local și consilier județean, dacă nu e bine pregătit, da? Nu e acolo să facă... Nu ești bine pregătit într-un domeniu. Nu ești acolo ca să faci business-uri. Că de obicei ăștia care fac business-uri chiar poți și răspunde la întrebările ziariștilor, ci ești acolo pentru că te-ai nimerit și tu pe o listă. Și că cel care se află de obicei la putere are nevoie, și asta nu e numai la noi, e peste tot, ai nevoie de oameni care să slujească interesele partidului, asta ar fi unul, și doi, interesul, dacă ție ți se pare că treaba aia e bună și tu ai promovat-o, apoi ai nevoie de oameni care să-ți ridice mânuța acolo, nu să pună prea multe întrebări. Repet, asta e, așa e în democrație, nu se întâmplă doar chestiunea asta doar în Bacău, se întâmplă toată țara și uitați-vă la Parlamentul României. Da? E bine, toți oamenii, am vrut să spun toți neterminații, dar mă gândesc că ar fi nasol să-i jignesc în direct și atunci zic, s-au trezit foarte mulți care n-au avut niciodată nicio legătură cu administrația sau care n-au avut niciodată nicio legătură cu politica la nivelul ăsta local la nivel mai mărișor, adică să fie băgați măcar în seamă pe la televizor. S-au trezit consilieri locali și județeni. Și stau și ei acolo, adică sunt unii care n-au scos o vocală de 2012 până acum, n-au scos o vocală. N-au scos o consoană, n-au scos o frază cap-coadă. Mai nasol e că sunt deranjați pentru că fiecare dintre ei trebuie să ajungă președinte de ședință. Și atunci, automat, când ajungi președinte de ședință, trebuie să juri că vei respecta legea nu știu ce și trebuie să ai grijă la ședința respectivă, să iei pe ordinea de zi și tot ce e acolo. Doar atât. Dar în rest, frumos. În rest, n-ai nicio treabă. Și sunt oameni care, într-adevăr, atunci când vin și întreabă cineva, pentru că nu se așteaptă, pentru că, repet, presa locală, noi suntem praf, hai, presa locală, noi suntem praf așa în general, s-au obișnuit să nu mai aibă nicio problemă și atunci ce? Și când l-ai întrebat, gata, s-a pierdut omul. Că una este să te chemi în studio, să participi la o emisiune în direct sau înregistrată, n-are importanță. Și omul care te invită e de bon ton să-și spună care sunt subiectele. Și apoi tu vii acolo frumos, dacă ești șmecher, cum era ăsta, fostul ministru al justiției care a fost deputat de Bacău, Chioriu, care a venit aici în studio la 1 TV cu tableta, da, și el se uita direct în tabletă, sau poți să vii cu foicele, așa cum a venit, de exemplu, Petrică Mihailă, sau cum vin și mulți alții. Dar te pregătești de acasă, ca să nu te prindă omul nepregătit. Să nu te prindă cu întrebări și să rămâi cu gura căscată și să nu poți să scoți un sunet. Ei, dar atunci când ești în Consiliul Local sau Consiliul Județean și ai ieșit din ședință, a dracului, în loc să mergi să fumezi o țigară, stai liniștit sau să bei o cafeluță jos, a apărut ori o nesimțită dintre asta, ori un nesimțit și îți pune microfonul, suna și zic, tăticu, ia zi-ma ta ce ai votat. S-a terminat jucăria, că s-ar putea să se încurce între ei și asta a observat și Popescu. Și dă niște sfaturi. Ia să le citim, că știu că se uită și consilier local la emisiunea asta. Înainte,
de momentul întrebărilor, trebuie să te pregătești activ și temeinic, asta am zis, doar n-ai ajuns pe listă ca să dormi 4 ani la putere. Citește bine presa locală și națională, nu te zgârci, cumpără variantele de print, de multe ori au informații complete. Urmărește jurnalele televiziunilor locale și dezbaterile organizate în studio. Caz că n-ai urechile la întrebările puse de telespectatori ca să știi ce-i roade pe oameni. Foarte important, urmărește tot ce zice și face primarul și șeful de partid. El are răspunsurile, el iese în față, el se expune. Reține bine ce spune, însușește-ți argumentele pentru că atunci când te aleargă duduia de la TV să stai pe loc relaxat și să ai răspunsurile pregătite. Nu refuza invitațiile la talk show-uri, ia exemplul lui Bârzu și lui Ilie Stoican. Chiar dacă vă întrebați vă odată de ce aceiași personaje se rulează pe la televiziunile locale în studiouri, e nu pentru că noi avem vreun blat cu ei sau că pentru că ne simpatici foarte tare sau că pentru că sunt singurii care apar în studio. Luați exemplul George Bogatu de la PSD. Ăsta este consilier local de pe vremea când în centrul Bacăului mergeau dinozaurii. De mult tare de tot. La el s-a văzut în mod direct prosperitatea în toți anii ăștia. Deci omul a intrat acolo cu un scop bine stabilit. Eu nu acuz. Eu mă uit în declarațiile de avere și văd că atunci când a intrat și atunci când în momentul de față. Și apoi vede toată lumea. E bun, omul ăsta n-a fost în viața lui vreodată, nici măcar când, pe vremea lui Sechelariu, de exemplu, când mai trăgea asta de urechi și mai trimitea prin studiouri. Nici măcar atunci. Deci niciodată omul n-a ieșit în față niciodată, n-a dat nicio declarație, decât telefonică, eventual la presa scrisă. Dar să apară el în fața camerelor, să apară el să onoreze o invitație pe la televizor. Niciodată, ever. De ce? Pentru că omul nu-l interesează. Pentru că nu e acolo în Consiliul Local pentru a face, nu știu, ce bine comunității sau pentru... Nu, tată. E întotdeauna pe listă, omul. Întotdeauna pe listă, deși de-a lungul vremii PSD-ul s-a mai rățuit la ei și au spus că gata, asta e ultima mandat în care o să apară Bogatul, s-a strecurat, a căzut tot timpul în picioare și e acolo. Nu apare la televizor niciodată, nu dă declarații niciodată, își vede bine mersi de treabă. Ia că de-aia sunt vreo câțiva pe care se rulează și care sunt invitați. Bun, mai e și varianta să te trezești cu unul în studio care răspunde monosilabic. Și s-a terminat jucăria. E o emisiune cu Mare Marius. La mine e simplu, că e jumătate de oră, dar la Marius sau la Sebi, s-o oră jumate de vorbit. Da? Și dacă ai un invitat de intrala, te mai scos cu 2-3, dar dacă ai unul singur și care spune da, nu știu, vom vedea, s-a terminat jucăria. Deci ai epuizat toate întrebările care te pregătisei în exact un sfert de oră, 20 de minute și apoi ce faci restul? Și de-aia sunt cam aceiași care se bat. Se bagă la televizor și care pot și vorbească și care și răspund la telefon și care și acceptă invitațiile. Popescu mai le explică. La ăștia să sune în timpul emisiunilor când vezi că cei din studio au nelămuriri sau când se discută probleme acute, ori dacă reprezentanții opoziției îl atacă pe primar, ori pe consilierii locali care sunt colegi. O, da, sigur. Sigur. De exemplu, dacă acum nu mai există USL. Că nu mai există USL. Dar dacă mai exista USL, dacă era atacat, de exemplu, primarul la vreun televizor, a sunat Bogatul, ca tot să am vorbit despre consilierul ăsta local, va suna odată ca să ce? Doamne ferește, niciodată, se ascundă-ți. Ca ales local la putere, trebuie musai să știi ce votezi. Nu. Dacă știi musai ce știi să votezi, nu o să ajungi niciodată pe listă. Aici îl contrazic pe Florin. Dacă în 4 ani de zile ai demonstrat, să luăm exemplul Consiliului Județean, da? Credeți dumneavoastră vădată că unul dintre ăia de la PSD va vota vădată împotriva inițiativelor președintelui Consiliului Județean sau aparatului său? Niciodată. Credeți vădată că va, în 4 ani de zile, dacă demonstrează faptul că el chiar se uită pe alea și știe exact ce votează și cum votează, chiar credeți că vă mai ajunge încă o dată pe listă? Nu vă mai ajunge. Pentru că la un moment dat, și e și un răspuns logic, la un moment dat treaba se poate împuți. Împuțit în sensul instituției la care discutam eu că a plecat din sudul țării și o ia spre nord. Și dacă tu ca și consilier local sau județean știi mai multe și ești băiat deștept și te prinzi, există o vulnerabilitate pentru cel care te-a pus acolo. Simplu și logic. Așa mai degrabă pui niște tuți. Așa că îl contrazic pe Popescu. Deci nu trebuie neapărat să știi să votezi.
Trebuie musai să nu pui capul în pământ, să nu te bâlbei când te întreabă ăștia ceva cu microfonul. Dar nu trebuie să știi ce votezi. Trebuie să fii băiat, da, descurcăreț, cum ar veni. Că vorbim despre lumea noastră, nu vorbim despre Germania sau o lume ideală. Întreabă înainte de ședință, lămurește-te, reține cifrele importante. În timpul ședinței, fii activ. Știți cât durează o ședință de Consiliu Local? 40 de minute. Ia cuvântul ca să susții proiectul promovat de primar, viceprimar sau de colegii consilieri. Dacă nu o faci tu, cine să o facă? Avantajul e că vei fi filmat și dat la știri, ziariștii adoră sincroanele autentice. Da, dar nu se face lucrul ăsta și nu se face nu de-acu, de multă vreme. Pentru că în Consiliul Județean sau Local se trec lucrurile, nu e o dezbatere reală. Teoretic, sau dacă îi întrebi, îți vor spune consilierii locali că, domnule, stați un pic, că noi am discutat în comisii. Vrăjeala, aiurea. N-am discutat nici în comisii. Fii serioși. Deci nu se ia cuvântul. Puteți să mergeți la orice ședință, că nu pierdeți multă vreme. Chiar dacă sunt 50 de puncte pe ordinea de zi, mergem orișcă, fără nicio problemă. În final, foarte important, nu fugi pe scări, stai pe loc, chiar dacă n-ai răspunsuri. Le inventează ceva amabil, spune că te documentezi. Dar în niciun caz nu repezi reporterița, o vei înrăi și mai tare pentru că îi îngreunezi sarcina de serviciu. Te va urâ data viitoare și te va și mai tare. Evident, asta e de bun simț. Adică, bă, chiar dacă nu știu și te întreabă Avram ceva, măcar minte-mă frumos. Deși eu mă prind că mă minți frumos, dar măcar apreciez faptul că nu mi-mi întorc spatele și plec acasă. În fine, asta a fost așa, ca un fel de să ne distrăm cu aleșii locali, ca să știți exact ce ați ales și ce ați proptit acolo. Că nu-i... ăștia sunt. Ăștia avem dintre noi, adică nu-s de pe Marte, nu-s din altă galaxie. Sunt de aici, din Bacău, îi știți, poate îi vedeți. Eu cred că singurul care ar putea să iasă consilier local fără să aibă vreo listă în spate e Bârzu. Pentru că omul e activ și se plimbă pe stradă, vorbește cu pensionarii, mângâie pe ceafă, vine pe la televizor. În rest, sunt foarte... Eu, de exemplu, nu știu care e consiliul local acum, sincer. Pentru că n-are sens. Mă încar memoria cu toate numele. Da, asta e. Și acum, apropo, despre oameni care, cum am zis, de consilierii locali, care mulți dintre ei sunt varză. Uite un om care în tinerețe a fost băiat ok, un actor mărișor, nu mare. Deci să nu exagerăm. N-a fost un actor mare, că n-a câștigat niște, n-a făcut niște roluri senzaționale, n-a ajuns să joace prin alte părți. Ceea ce la noi e vorba de Mircea Diaconu. Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Mircea Diaconu la europarlamentare. A ajuns omul bătrâior de acum și s-a prostit la bătrânețe. Cam asta e ideea. Băi, cum s-a ajuns? Băi, deci tu ai fost un om apreciat în țara asta. Te-ai băgat în politică. Jos pălăria, pentru că la un moment dat trebuie să intri și niște oameni ok în politică. Dar lunile astea sau anii ăștia când a intrat în politică, adică 2-3 ani de când este Mircea Diaconu, se agită pe scena politică românească, l-au prostit grav de tot. A fost declarat incompatibil de către ANE, a avut decizie irevocabilă, da, sentință definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea de Apel, nu știu exact care judecă cazurile de incompatibilitate sesizate de ANE. Ei bine, i s-a spus acolo că n-are voie să candideze la nicio funcție publică vreme de 3 ani, că așa spune legea. Omul s-a încăpățânat, l-a dat afară propriul partid când și-a dat seama, băi, stai, băi, prietene, du-te-o leacă, dă-te mai încolo. Omul s-a dus să candideze de unul singur, a strâns semnături, da? Și iată ceea ce se aștepta toată lumea, probabil mai puțin el, care nu mai e pe pământ, e undeva desprins de realitate. Biroul Electoral Central a respins astăzi candidatura ăstuia, lui Mircea Diaconu, că ar fi o pierdere foarte mare, pentru că până la urmă, dacă... Eu nu știu cât... Am văzut o piesă de teatru faină, ce-i drept, cu Mircea Diaconu, Mircea Diaconu și Alexandru Repan. Au jucat în piesa de tot la Gala Star, am văzut. Iar în filme, Mircea Diaconu acționează acolo la bătrânețe cum va acționa în filmul cu Dolar Richard de Leneș. Cred că am mai zis asta în emisiune. Adică un fel de păcăliciu familiaș. Ăla micu și mai încetu. A ieșit ultimul săracu și a ieșit mai încet. Asta e viața. Se mai întâmplă. Niște lucruri care se întâmplă, dar să mai spunem, de fapt, după aia spun ce se mai întâmplă doar în România. Ei sunt viitor, nu, ele sunt viitorul, titrează deșteptarea și au pus aici de la gimnastică, de la Sport Club Municipal Bacău, a impresionat la Cupa Primăverii de la Onești.
Da, și au pus aici fetițele astea. Ele sunt viitor, într-adevăr, dar nu în România. Deci dacă părinților, că ele sunt minore, dacă părinților, printr-o greșeală, da, butonând la televizor, venind acum de la serviciu, îți faci un borș, te uiți la televizor, da, și butonând așa și dai peste emisiunea asta, dacă se uită un părinte a fetelor ăstora de la Sport Club Municipal Bacău, de la gimnastică, le sfătuiesc, îi sfătuiesc, așa, dar prietenește și din inimă să plece din țară, că n-a niciun sens. Adică cu o să-l câștige, că ăștia mai plătesc la fotbal, auzi, la gimnastică, la sporturi. Se mai dau bani la sport. Dar după aia, după ce termină, că nu o să ajungă toate mari campioane, poate una, două, după aia ce o să facă? O să rămână aici pe un salariu de 1100 de lei, ce viitor să ai? Nu, mai degrabă acum când îți micuțe să o taie repede și cu familie, cu tot. E mai simplu. Că se mai găsește un loc de muncă în străinătate, dacă ții neapărat și nu te ții de prostii. Și dacă vrei cu adevărat să muncești, plus copiii când sunt mici se adaptează foarte repede, engleza sunt convins că tot știu la perfecție, imediat se adaptează și plus au șanse inclusiv cu sportul ăsta să acceadă. Că deocamdată v-am zis, mai primesc o diplomă, mai iau niște premii, mai iau niște bănuți, poate și în viitor să ia niște premii, niște bănuți, dar după aia se stopează totul și când ajung să intre în viață, gata, s-a terminat jucăria. Chiar credeți că fetele astea acum au 4-5 ani, după cum arată, 6 ani, hai. Credeți că atunci când vor avea ele 23-24 de ani, când vor termina școlile, va fi mai bine în România? Sau vi se pare că ne îndreptăm într-o direcție bună, ca să citesc din sondajele astea de opinie? Nu, va fi mai nasol. Atâta vreme cât ăștia scumpesc prețul la benzină și motorină și noi ne uităm ca niște fraieri la televizor când ne explică zgonea. A, ăsta a fost lăcătuș mecanic, a fost tractorist și acum e șeful Camerei Deputaților și explică foarte doct de ce trebuie să se mărească acciza la carburanți cu 7,07 eurocenți și apoi spune că dacă nu înțelegem treaba asta înseamnă că a lăsat de înțeles că suntem un fel de proști, dacă nu înțelegem de ce trebuie mărit. Răspunsul e foarte simplu de ce trebuie mărit. Că nu mai au bani să-și împartă între ei. Acum, că sunt alegerile. Chiar credeți că din taxa aia se va duce ceva pe autostradă? Da, niciodată. Ever. În schimb, am văzut că stăm bine la SF-uri. S-a dat drumul la SF pentru autostrada. Și o veste bună, nu? Că ați zis că lumea cam ceva cu guvernul ăsta. S-a dat drumul la SF-uri pentru autostrada Bacău-Sibiu-Brașov. Bacău, Brașov, Sibiu. Da? Am văzut, nu mai știu, când ieri, parcă sau astăzi. În fine, nu o să apucăm anii, deci nu o să apucăm de fizic vorbind, da? Viața asta de pe pământ, nu o să apuc să văd eu autostrada aia cap-coadă făcută, inaugurată, dar făcută cap-coadă cu tot ceea ce trebuie pe ea. Gândiți-vă că traversează niște munți. La noi nici pe câmpie nu sunt stare să o facă cap-coadă, ăsta traversează niște munți. Plus că să fie cu sisteme de siguranță, cu benzinării, cu telefoane de urgență, cu restaurante, cu moteluri, cu tot ceea ce înseamnă o autostradă cap-coadă. Na, dar de unde? Doar să facă, da, 4 benzi pe o parte, 4 pe o bardă și o cărare pe mijloc. Și atunci, da, o inaugurești și zici, da, tăticu, am făcut autostradă. Unde mai pui garduri de protecție să nu treacă animalele? Și da, niciodată. În fine, Migu din Bacău, scrie Florin, nu scrie Răzvan Bibire, Migu din Bacău, atenție, asta e minune. De obicei citeam de pe Times New Roman minunea, acum o citesc de pe Contrasens. De ce? Pentru că de obicei Migu din Bacău nu ajunge pe un plic spaniol. Migu de Bacău ajunge de obicei în lanul de porumb. Sau pe o goare. Niciodată nu ajunge pe un plic. Iată minunea minunilor. Migul ăsta de la o proptit la intrarea în Bacău dinspre Onești, lângă centrul de afaceri, a ajuns pe un plic spaniol, a fost pus la vânzare pe un site de licitații, costă 1,8 euro plus 2,48 transportul. Sunt foarte curios dacă Răzvan a văzut treaba asta, dacă mai publică, dacă s-a și vândut plicul spaniol cu migul nostru românesc. Și uite, și scrie aici că e Bacău, România. 4 august 2013 s-a făcut poza respectivă și au pus ăștia pe un plic. Cred că li s-a părut interesant la spaniol să vadă cum arată un mic, un sicriu cu aripi. Cam asta e ideea.
Și acum, din categoria se întâmplă în România și nu ar trebui să ne mire foarte tare, un ofițer al poliției rutiere a circulat ani de zile fără permis, a condus mașina ale poliției române și a fost șoferul unui mitropolit. Bă, ăsta n-a fost niciodată șofer. Adică n-a avut permis. S-a făcut un control. Corpul de control al Inspectoratului General de Poliție de la Poliția Română se confruntă cu o situație nemai întâlnită în sistemul polițienesc. Efectuând cercetări în privința unui subcomisar, surse judiciare au dezvăluit pentru evenimentul zilei, că de aici citesc, că ofițerul specialist la Direcția Poliției Rutiere, e și specialist, e ofițer specialist la Direcția Poliției Rutiere, nu ar fi avut niciodată permis de conducere, deși a condus ani de zile mașina de serviciu pe drumurile publice. Păi, normal, că cine se chiar, cine oprește să controleze poliția rutieră? Aici, înțelegeți cum zic? Da? Nino, cu așa, cu chipiu, îl oprește un coleg, dar lui să-l întrebe, suflă un pic în fiolă sau eventual doar aia de la 21 sfert, fostul 21 sfert să se intereseze, băi, ăsta are totuși permis sau nu are de tot? Se pare că nu s-au interesat până acum, dar l-au prins corpul de control, ci că avea carnet, dar era fals. Da, am înțeles asta. Mi-a șoptit Andrei. Într-adevăr. Dar cum a trecut el? Dar nu l-a controlat nimeni? Dar cum se angajează ăștia în poliție, tată? Hai, te duci așa, bună ziua, am și eu, uitați, am și eu o diplomă. Dom'le, dar pare falsă. Nu, domnule, e corectă. A, bine, dacă zici mă atacă, e corect, atunci e ok. Așa și cu permisul. Te băgăm la intervenții speciale, ai permis? Da. Păi trebuie să urmărești, nu știu ce cuib de ăștia, de spărgători de bănci, poftim. Da, cum să nu mă bag? Fără probleme. Noroc că a condus la mașina mitropolitului, că înainte să se angajeze în poliție, a fost șofer la mașina mitropolitului. De fapt, a condus-o, că n-a fost șofer niciodată. A mitropolitului Ardealului, parcă. Dați seama, nici pe ăla n-avea cum. De asta trecut ăsta pe tot, pe cine îl oprea pe mitropolit? Acu serios. Cam care are tupeu? Care din poliția rutieră are tupeu să oprească un popă? Cu colană oficială, că și ăștia merg oficial, da? Mercedes negru, frumos, cu antemergător, eventual șofer, bodyguard, că așa merg popii la noi, că doar na, nu vreți să, poate vine vreun terorist, un fundamentalist arab și vrea să-i detoneze. Și atunci merg cu toate astea. Și de asta a trecut omul, n-a avut nicio problemă, fără permis. I se poate întâmpla ceva? Asta e întrebarea. La finalizarea cercetărilor a fost sesizat parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție și s-a dispus cercetarea disciplinară a polițistului. Totodată s-a dispus extinderea cercetărilor pentru clarificarea tuturor împrejurărilor care s-a produs fapta. Bun, și acum dacă omul, deci avea permis de avea fals, acum dacă omul să spune că se poate întâmpla, să-l găsească nevinovat, se poate întâmpla. Judecătorul inamovibil, ce hotărăște, la revederea aia rămâne. Îl cercetează ăștia disciplinar, iarăși nu pățește nimic, poate dă o mustrare scrisă, că e la prima abatere. Și dacă dă omul de permis, mă, și nu ia, cum ar fi? După ce a condus și pe mitropolit și a fost și alea și a fost și alea. Da, despre o veste bună dinspre BOR, am citit și am văzut că vor să facă o harta moaștelor. Noi, e fain asta? Aici o harta a României cu drumul oaselor, cum ar veni. Adică pe unde poți să te duci, pe la care mănăstire, biserică și poți să găsești moaște, ca să nu umbli bezmetic așa peste tot în țara asta, să cauți ceva să pupi repede și să faci 15 cruci, că poate te-or ajuta Dumnezeu să ieși din unde te afli. Da? Sau decis să facă o hartă. Eu sper totuși să o scoată și pe GPS, că am ajuns la tehnologie tura asta, să nu facă numai pe, cum se cheamă, pe hârtie dintr-o asta normală, cum se face o hartă normală. Nu, să facă și pe GPS. Și eventual în județul Bacău, pentru că nu avem atât de multe moaște ca și restul, ca și alții, eu zic totuși să mai aducă niște ciolănuțe, să le îmbălsămăm repede, le punem. Că na, uite așa, atragem și investitori, se mai plimbă și pe pârtea deschisă, duc pupă o sfinte moaște. Pupă niște sfinte moaște, se dă pe pârtea deschisă a lui Dragoș Benea și a lui Adi Șerban, foarte fain. Eventual putem să facem și un album foto, că avem specialiști, zic, na, ar fi rău. Hai că poate găsim totuși niște
niște sfinte moaște, să punem, să populăm și județul Bacău cu niște moaște. Că de, în rest stăm extraordinar de bine, după cum se vede și în toate toate studiile astea care se fac și toate analizele economice, județul Bacău stă minunat, minunat, pe primele locuri. Pe final se anunță vremuri grele pentru Cristi Borcea și frații Beck, Alina Sol, fac duș rece de două ori pe săptămână. Ideea este și sfatul, dar ideea de bază atunci când ajunge acolo unde sunt băieții ăștia, nu-i că de două ori pe săptămână se face dușul rece, să nu scape atunci când se duc la duș săpunul, că e problemă. La revedere, ne revedem mâine, vă pupă, John!